nouă specie de maimuță a fost descoperită în pădurile izolate din Myanmar. Maimuța Popa Langur, denumită după regiunea în care locuiește, la poalele muntelui Popa, este deja în pericol de dispariție, populația fiind de doar 200 de indivizi. Maimuțele langur, denumite științific Trachypithecus, sunt un grup de maimuțe care se hrănesc cu frunze și pot fi găsite în Asia de Sud-Est. Animalul nou descoperit este cunoscut pentru blana colorată, nuanțe de gri și ochii distinctivi. Totuși, maimuța Popa Langur este în pericol de dispariție din cauza pierderii habitatului și a vânătorii. Oamenii de știință suspectau de mult timp că ar putea exista o nouă specie în Myanmar, având în vedere ADN-ul extras de la alte maimuțe sălbatice, însă dovezile au fost greu de găsit până acum. Având la dispoziție foarte puține informații, cercetătorii au început să analizeze specimenele istorice depozitate în muzeele de istorie naturală din Londra, Leiden, New York și Singapore. Primii exploratori în Birmania au colectat specimenele de maimuțe care nu au mai fost niciodată analizate îndeaproape. Cercetătorii au extras ADN și au măsurat trăsăturile fizice, precum lungimea cozii și a urechilor, pe care le-au comparat apoi cu cele din populația sălbatică. Astfel, o nouă specie a fost dezvăluită, maimuța Popa Langur, care poate fi găsită doar în pădurile din centrul țării. Mare parte dintre indivizi locuiesc într-un sanctuar natural aflat în apropiere de locul de pelerinaj de la poalele muntelui Popa. Momentan există doar 200-250 de animale din noua specie care trăiesc în patru populații izolate.